Bună seara, sunt Virgil Căruțașu, fost jucător și capitan al echipei CSU Asesov Ploiești. Mi-este dor de tine, Dado, ne este dor tuturor și în mod special mie de ședințele lungi pe care le aveam după meciuri, dar și de clipele pe care le petreceam după finalele în 7 meciuri sau în 5 meciuri pe care le jucam. Te iubim și suntem cu gândul la tine, Dado. Salut, Ploiești! It's a great honor to be chosen to say something about Dado. He wasn't only important for Asesov, for Ploiești. He was important for whole Romania League, especially for players who came from Serbia like me. I remember the first meeting with Dado in Belgrade before I came to Asesov. And the way he talked about the team with big emotions and hopes, I knew that my choice is good. Only coach with that strong energy can lead team to the championship, and that year we were champions. Really, we had a lot of big games and big win, but I can't forget how happy he was when we won game in Moscow against Khimki, our first game in Eurocup. We talked about that for days. I'm grateful for chance he gave to me, for all support, advices, and after 5 years since our first meeting, I still play in Romania, and as long as I'm here, I will always feel like Dado is alive. You stay in my heart, coach. Nu pot să mă limitez la o singură amintire când vine vorba de Dado, deoarece asta ar însemna să diminuez importanța pe care a avut-o asupra mea, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere basketbalistic. El a fost, este și va rămâne singurul antrenor care nu m-a mințit și m-a ajutat prin modul lui direct să devin un om mai bun și un jucător mai bun. Iar asta m-a influențat foarte mult cariera și modul cum am tratat atât colegii cât și oamenii din jur implicați în fenomen. Iar pentru asta îi mulțumesc și cu siguranță mă aud de acolo de sus și sper să se gândească la mine să râdă. Atât. Dado and Tony. Tony and Dado. What I can say about them? A lot, of course. And also all the best. Because, really for me, they was something special. And this video is a little bit I think feeling what I would say about them. My memory for them in this moment is also sad and also is beautiful. Sad because they left us very early. They are not with us now, but beautiful because I had opportunity and luck to work with them. Like coach, I really enjoy work with them because they was player who gave 100% of themselves on the practice and on the games. Also, both of them were very deserved from the great success and result what Asesov did. Dado did it and confirmed him as coach, who take a lot of title with Asesov. And they may, in this moment, not be physical with us. But for me, they will be always in my mind and heart. Ce m-a impresionat întotdeauna la Dado a fost prietenia și căldura cu care el ne înconjura pe toți. Chiar și în momentele de maximă tensiune și adversitate sportivă, avea același tip de căldură. Aș vrea să evoc aici un lucru care tot timpul mie mi-a plăcut foarte tare și prietenii lui o știu extrem de bine. Modul în care el comanda bere. Întotdeauna două.
pentru că întotdeauna voia să fie însoțit de cel puțin un prieten. De asta noi cu toții ne gândim acum la el și nu-l vom lăsa niciodată singur. Te iubim, Dado. Dado was primarily a great basketball fan. He was devoted to his Asesoft, but for Serbian players, he tried to bring closer culture and tradition of Romanian people. After a few months, I felt that I belonged to the club, to the country I was playing for. That was because of him. I will remember him as a man of great energy, all the time in good mood, and somebody you can always count on. Now, when I don't play anymore, I can see how it is important to have such a man next to you. Încep prin a spune că Dado ne e dor de tine. Sper că acolo unde ești să fii fericit și vesel, așa cum erai și aici. Și ne e dor de glumele tale și țipetele tale. Și vreau să spun că mi-aduc aminte cu plăcere de o întâmplare când mi-ai mâncat plăcinta. Eram gravidă cu Darius și mi-ai mâncat plăcinta când eram în deplasare spre Mediaș. Și m-ai așteptat să mă trezesc să-mi spui că mi-ai mâncat plăcinta. Ne e dor la toți de tine. I worked with Dado just a couple of months in Asesoft, but during that period we had a great relations both on and off the court. I like to listen to his stories about life and basketball in Romania from 15 years ago. We had a funny moments as well. I will always remember how I chased him down the court, trying to shower him with the champagne after we won 10th championship for Asesoft. But unfortunately, he was faster. That image always brings smile on my face. He left us too soon and we miss you, Dado. Salutare! Astăzi ne aducem aminte cu plăcere de Tony și Dado, doi oameni de la care am avut de învățat și ale căror principii am putut să le urmăm. Tony a fost liderul nostru, capitanul care tot timpul a avut grijă de oamenii lui. Dado a fost fratele nostru care ne-a învățat și ne-a strunit la nevoie. Ne-a arătat ce este onoarea, responsabilitatea și ambiția. Sunt fericit că am avut onoarea să îi cunosc și să joc cu ei în aceeași echipă. Coach, I want you to know that your love and your mission, you'll always be remembered in my mind and my heart for what you've done for me and what you've done for what you did for Asesoft for your time here. May you rest in heaven. Îmi este foarte greu să vorbesc despre omul care m-a îndrumat pe această cale a basketului și cel care m-a făcut să iubesc basketul așa cum o fac acum. Primul meu antrenor, clar, dacă el n-ar fi existat, eu n-aș fi jucat astăzi basket și n-aș fi tratat-o profesionist. Din păcate, mi-e foarte greu să vorbesc pentru că nu mai e aici să-i pot mulțumi și este foarte trist, dar... Mi-e foarte greu de asemenea să zic câteva cuvinte despre el și pentru că câteva cuvinte n-ar descrie cu adevărat relația pe care am avut-o cu el și ce a însemnat pentru noi. Mi-a fost ca un tată în teren, dar și în afara lui. Și cred că acest sentiment au resimțit-o toți jucătorii care au trecut prin această familie a Asesoft-ului. Din păcate, el nu mai e aici să ne audă și să se bucure că noi avem foarte multă recunoștință pentru ce a însemnat el, dar ne supraveghează de acolo de unde. Alături de Tony și de Nicola, de sigur și de Andrei, în această familie a basketului pe care, din păcate, am pierdut-o și nu o vom mai avea niciodată. Hello. I heard about Dado's event, and what I want to say is he affected my life in two ways, as a coach and as a friend. As a coach, I could see from the first day on that he was very professional and fair, but really tough
So it was fun to come play with him. And as a friend, I still miss him. I think about the days together. He was like a older brother figure to me. And he always had some advice when I needed some, and he always had a shoulder when I needed a shoulder. And such a great person, warm person, and I miss him a lot. Thank you, Dado, for everything you've done for me. I miss you. Cred că Dado avea cea mai bună atitudine când venea vorba de performanță. Era un antrenor exigent și dur, însă era perfecționist și totul trebuia să iasă bine de fiecare dată. Atitudinea asta cred că a reușit să ne-o transmită și nouă, deoarece, indiferent de ce echipe au venit la Ploiești, Valencia, Khimki, Moscova, Partizan, Târgu Mureș sau Cluj, Sibiu, Timișoara, toată lumea știa că la Ploiești nu se câștigă ușor sau se câștigă foarte, foarte greu. Însă, în ciuda acestor lucruri, chiar dacă el era exigent și dur pe parchet, în timpul liber era un om obișnuit, era foarte glumeț, îi plăcea foarte mult să povestească, cu vocea lui tare așa și cu accentul lui. Îi plăcea foarte mult să petreacă timp alături de noi, alături de echipă. A iubit România, a iubit basketul, a iubit Ploieștiul, însă soarta nu a ținut cu el în cele din urmă. Sper că acolo sus unde este, ne veghează acum și se uită asupra noastră. Noi îi mulțumim pentru tot și te iubim, Dado. Hey, it's Chris Cooper. I just want to start off by saying that Dado was an amazing human being on and off the basketball court. It always seemed like whoever he came in contact with, he left a positive influence on their life. One of the first memories I have of Dado is when I first met him, he said, "Hey, I like you." And I said, "You don't even know me." But as the season started going, I could tell that he genuinely cared about me. He was just a great, loving person to be around. He had a great soul, great heart. And he was just enjoying life to the fullest, you could tell. One of the main memories I have is that when we went to the championship my first year here, everybody in the locker room could feel that Dotto was with us and was with us in our hearts. And that Dotto gave us the strength to win that championship. I just want to say thank you, Dotto, for all the memories that you gave me, from knowing you, for being a great role model for me, and for everybody that knew you. Just want to say thank you, we love you, and we'll always remember you. Thank you. Salut, Dado. A trecut ceva timp de când am mai stat de vorbă și chiar îți simțim lipsa. Ai plecat de mult timp și abia aștept să te revăd. Ai însemnat foarte mult pentru mine și pentru familia mea și am învățat enorm de multe lucruri de la tine și lucruri care le dau și le trimit mai departe copiilor mei. Ai fost un profesionist, în adevăratul sens al cuvântului, și în teren și în afara terenului. Și poate asta e unul din lucrurile care l-am prețuit cel mai mult la tine. Apreciez absolut tot ce m-ai învățat și abia aștept să ne întâlnim din nou. Te pup și te iubesc. How I'm going to remember Dado is that he was a very good person. First of all the time positive and very fun. Also, he was a very good coach who did a lot of good things for Serbian and Romanian basketball. I'm going to be very thankful to him all my life because he bring me to the team when I was very young and gave me some good opportunity to play some serious basketball. Also, me and him, we had some special relation on the court and off the court, because in every situation, in every moment, he was treating me like a son. Tony și Dado, cred că e depresos de spus că au fost cei mai buni în ceea ce făceau, ca și jucător, Tony, iar Dado ca și antrenor. Nu asta e o problemă dacă ei au fost cei mai buni sau nu. Aici se poate discuta. Pentru mine au fost cei mai buni. Și Tony ca și jucător și Dado ca și antrenor, mai bun decât noi toți care am fost și care suntem și ziua de azi în România. Un lucru e cert, ei doi au pus cel mai mult suflet
în ceea ce făceau. Și acest lucru e foarte, foarte greu de găsit ziua de azi. Jucători ca și Tony, care trăia orice moment, orice antrenament la intensitatea pe care o trăia, sau Dado, care an de zile lucra chiar și singur, fără antrenor secund, și totuși făcea treaba lui mai bine decât oricine. Acest lucru puteau să facă numai doi mari sufletiști cum erau ei doi. About Dado, I knew him like 6 months, like half of season, and in that time I saw him like a really strong man, a strong person who can give you for the team, for you, for yourself, all heart. I remember him like a really big, big fighter who never give up, and he will give you everything to win the games. I saw how he enjoyed the games. He showed his emotions from the first second to the last second. And that's why I think I never will forget that kind of coach, that kind of fighter. Deși au trecut foarte mulți ani de la moartea lui Tony și a lui Dado, bineînțeles, eu mi-aș dori doar să mi-aduc aminte de ei ca unii dintre idolii mei, atât în basket cât și în afara basketului. Sunt oamenii cu care eu am crescut, cu care eu m-am maturizat, atât pe teren cât și în afara lui. V-am luat exemplu ca și familie de multe ori și am avut foarte multe de învățat de la amândoi. Știu că erau foarte buni prieteni. Am încercat să mă integrez în echipă și am fost primit de ei ca și copilul lor, pentru că eram foarte tânăr, dar cariera mea în mare parte o să trebuiască să o dedic lor, pentru că ei m-au ajutat foarte mult și am învățat foarte mult. Dado was the main reason why I came to Asasoft and Romania, but he was more of a father figure to me when I came there than he was a coach. He came from the same city that I came from, so he always tried to make me understand where I came from, and also to make me understand who am I playing for and who am I representing. He was always helpful and always there for me whenever I was in a tough times. He was always also a very, very bright person and always in a mood to make fun. And I remember literally first time, first practice when I joined the team, he was going back and forth messing with Haji about something, and at the end he made a stance like he was explaining Haji how he needs to go back to Africa and chase lions with a spear. And at the end I just want to say thank you, Dado, for giving me the opportunity to play basketball outside of my country, and you will always be missed. Salut! Salutare! În seara asta ne-am adunat aici noi doi ca să vorbim despre doi titani ai basketului românesc. Despre Dado și Tony. În fiecare zi ne aducem aminte cu drag de momentele frumoase petrecute în vestiar, la antrenamente, la meciuri. Îți mai aduce aminte când a scos Dado autocarul din parcare de la Slatibor? Cum aș putea să uit așa ceva când fiecare zi îmi spui de faza asta? Așa că eu spun să nu ne aducem aminte doar de o singură întâmplare. Prefer să vorbim despre faptul că au fost niște personaje foarte impunătoare și forțe ale naturii. Mi-aduc aminte de Dado în 2007, la primul lui meci ca antrenor principal împotriva lui Galatasaray. Atunci când vorbea sau striga la jucători, toată sala se zguduia. Exact. Și eu țin minte clar, la încălzire Tony se punea să-și urmărească adversarul direct și îl studia, știe deja fiecare mișcare. Când începea meciul, nu putea să treacă de el. Vezi, nu știm să apreciem cu adevărat persoanele importante din viața noastră decât atunci când e prea târziu. Amândoi am pierdut persoane dragi, așa că o să consider că au fost părinții noștri în basket. Au fost părinții noștri în basket și am avut foarte multe de învățat de la ei. Și este clar că își iubeau familiile. Foarte mult. Și erau amândoi familiști și țineau la cei dragi. Cu ocazia asta, Lia și Paula, sper să ne vedem cât de curând. El este Levi? Da, eu sunt Levi. El are rău.
Vă pup. Dado was a great coach in person. His energy could be felt throughout the gym by everybody. His passion for the game is what drove us players to be the best that we could be. There are so many great memories of him, but one of the best memories I have is that the time that we won in Moscow against Kimski. After the game, the locker room was just buzzing with pride from everybody, and Dado was just so proud of all of us. There were so many great conversations with him about life, everything. Dado was really a great person, a father, a husband, who was certainly missed by everybody. I could talk about Dado for hours, but in this video, I have to be short. I met Dado when I was 17. First, we were teammates, and a few years later, he was my coach. But above all, he was my very good friend. Dado was a great human being. Very funny and very interesting man with huge heart. Very honest friend, and he was ready to help anyone. And I respected Dado a lot, and I miss Dado a lot. I have spent only one but very successful season in Assoft because we won championship. It was a result of the great team spirit with very quality players. But on the other side, also because we had such a great person who led us. Dado, always friendly, always funny, but also a great professional who dedicated all his life to basketball. Big coach, but on the first place, big man, big person. We will always remember him. Thank you, Dado, for everything. Hello, everybody. What to say about Dado in few seconds? I can speak about him all day. I didn't know him before I came in Ploiești, and we worked together just half of the season, but I have a feeling that I know him all my life. He was more than coach to us on the court and out of the court. We were like friends. I remember one time we drive from Ploiești to Temeswar with his car on our game, and we are laughing all night. And that trip from 500 kilometers looked for me like trip from 5 kilometers. He was very funny, and he had young spirit, and because of that, a lot of players like him. I am grateful to him for the most beautiful part of my basketball career. Thank you one more time, Dado, for everything. It's a lot I can say about Dado, but I'll try to keep it brief. He gave me an opportunity to renew my career once he came to Romania and started coaching. And Ploiești, he really taught me a lot about the game and a lot about life and a lot about overcoming obstacles in your way. Like I did, I did a lot of costly mistakes early in my career that really could have ended my career, but he came in and gave me a new opportunity to show what I can do, show the whole country what I can do and everybody else in Europe what I can do. He really, really rejuvenated me in my career, and I really respect him for that, and I really appreciate all he did for me, and I really, really am sorry that he is gone too soon. Take the time to show some love to my man Dado. You know, I remember him by just showing so much love to his players. He cared about all his players. He was very tough with all his players, especially me. You know, he knew how to get the best out of me. You know, a lot of people didn't understand our relationship, but I understood what he was trying to do. You know, he was like a father to me, and he would always stay on me, work me harder. Because of him, you know, I became a better player in Romania, a better person. And, you know, it's someone you can actually talk to, you know, anytime. You know, he'll even, you know, go out and have a good time with you. He was just a great person to be around, and I really miss you. You know, like I said, you was like a father to me. You knew how to get every ounce out of me. And to this day, when I'm on the court, I can just hear you saying, Haji, you know, you have to play like a Romanian dog. And, you know, that always stuck with me. And, you know, and we had a great 3 years together. I will always remember you. No one will forget you. You know, you was just a great person. You know, we love you. We miss you.
and I thank you for making me a better player. I love you. Hello, my friends. It's difficult to believe that Dado is not with us anymore. I am blessed to meet a man like him, and everybody knows he offered a lot to the team and to all of us. For sure, nobody will forget him, and he's still to live to our hearts. Thank you for everything, Dado. Miss you. Bye. În spatele meu este sala unde te-am cunoscut pentru prima dată. Din copilul însetat de basket, care te urmărea cu drag din tribună, am ajuns să fiu coleg de echipă. În amintirea mea a rămas ca un om puternic, un om ambițios, un om care a pus dragoste și pasiune în tot ce a făcut. În inimile noastre, cei care te-am cunoscut, dar nu numai, vei rămâne mereu. Te pup! Bună tuturor! Mă bucur, n-ai spus de mult, că am ocazia încă o dată de a spune câteva cuvinte, deși cu o oarecare amărăciune și cu un oarecare greu îmi găsesc cuvintele. Acești doi monștri, Vladimir Arnautović și Antonio Alexe, vor rămâne mereu în sufletul meu ca doi dintre cei mai fanatici fani ai basketului, în primul rând, și cei care, într-adevăr, făceau 200% orice lucru legat de basket, dar și de viața de zi cu zi. Sunt nespus de onorat. Mă doare când îmi amintesc foarte multe momente împreună pe care le-am trăit la maximă intensitate. Au fost și momente frumoase, au fost și momente mai puțin frumoase. Am trăit lângă acești oameni, practic împrumutând caractere de la el, am dezvoltat personalitatea aceasta de învingător. Niciodată când vorbeam de basket, nu ne gândeam decât la victorie. Vorbeam de basket zi de zi, între antrenamente abia așteptam să mergem la o cafea unde iarăși vorbeam de basket. În autocare, în trenuri, în avioane, au fost momente deosebit de frumoase. A fost o echipă construită cu niște oameni care au în spate niște povești extraordinare de viață și care s-au sacrificat partea cea mai frumoasă, practic, din viața lor, dedicând-o basketului. Vor rămâne mereu vii în memoria basketului românesc, pentru că toți care au fost și care au alcătuit acest grup unit merită menționați și în cartea de aur, în cartea de aur a basketului românesc, pentru că ASSOF Ploiești a făcut niște performanțe extraordinare. 15 ani practic a fost locomotiva acestui fenomen și pe această cale rog pe toți ploieștenii să militeze pentru a reitera acest fenomen în Ploiești, dacă vreodată au de făcut vreo alegere în fruntea și la conducerea acestei urbe, să nu uite să menționeze și partea sportivă, pentru că numai așa putem ieși din acest anonimat și numai așa putem readuce din nou spiritul performant la Ploiești. Vă mulțumesc! Dado was person loved by almost everybody. There was no chance that you meet Dado and you don't start to have good relation with him. Guy with amazing character, huge character. The guy who represent all values, like he likes to say, you know, and speaking all the time that he's coming from Yugoslavia, but also person who really knew what is life, and not only players that he was coaching, also person around him, he was trying to teach also many things on the life side. You could never hear him that he's saying that basketball is everything in the life, and life was for him, you know, not only basketball, but on basketball side he knew many things, and as a person who worked with him and person who was his assistant, I learned many things. But I will say that
this gift what he had to clear unimportant from important thing and to represent to his players only important things was amazing. For me as a beginner, it was something that you cannot read anywhere. You need to see this and you need to have this like a example. Something what I will remember beside his amazing character is that he put the soul in everything what he do. If you go somewhere with him and you will take one or two beers, he drink it with full soul. If you go and play some street ball or something, he play like it's his last game. He was guy who was 100% in everything what he do. What is for me amazing and one thing what I will put like a something what I will remember on basketball side all my life is this rivalry what he had with the Cluj fans and this let's say fights during the game and everything what they had between Asesov and Cluj, but after every game they pay him huge respect and they wait him after the game, they invite him for the beer, they go out, and this is something what I don't know if any coach in any country deserved. For that reason and for many other reasons, I think that he was really unique person and full Romanian basketball and not only Romanian basketball lost a lot, but for me, I think that Romanian basketball lost the soul after he left. And for sure, person like this will never be here again. Hi Romania, ce faci și plăiește? I have pleasure work with Dado almost 4 years, and I'm sorry, but I don't have so many English words to explain how good personality he was. Also coach, results showing how great coach he was. He's a legend of Ploiești, he's a legend of Romanian basketball, and I just want to remember after we win champion titles, we have some great parties, like champion parties, and Dado showing us to how we need to celebrate titles, and he's singing, he dancing all nights, he's singing his favorite songs like Ruzhica Rushka, you can see here on TV. And we enjoy with him, we happy. Me and team, and he happy, we happy. So Dado, I miss you so much, I love you, and for sure I will never forget you. Dado nu doar că a reușit să devină cel mai bun. Sunt mulți care devin pentru o clipă, pentru un an, pentru 2 ani, cei mai buni. Dado a reușit să se mențină acolo, ceea ce este cel mai dificil de făcut în sport și în viață. Prin tot ceea ce ne-a învățat, Dado ne-a fost un profesor și un prieten. A fost profesorul pe care ni l-am dorit pentru copiii noștri în școală, dar și în sala de sport. Dado ne-a învățat ceea ce înseamnă echipă, ce înseamnă să lucrăm împreună și să contribuim în fiecare zi la un țel comun pe care ni-l fixăm și pe care îl respectăm așa cum se cuvine. Dado nu a avut niciun moment ranchiună față de cineva. Rivalitatea a fost tratată ca și rivalitate, nu ca un obstacol în calea unei prietenii. Dado a fost prieten chiar și cu cei cu care concura deseori pe teren pentru medalii și trofee. Lumea a crezut că i-a fost ușor la Ploiești, având o echipă cu buget, cu jucători buni, cu un public cald în sala Olimpia, totul vine de la sine. Nu a fost nici cum așa.
presiunea la care Dado și întreaga echipă a fost întotdeauna supusă a fost una fantastică. De aici și prețul succesului pe care Asesoft l-a plătit din plin, mult mai mult decât ne-am fi dorit vreodată sau decât ar fi fost meritat. Am multe amintiri cu Dado și îmi amintesc cu drag evoluția lui ca antrenor și ca om în anii petrecuți la Ploiești, de la pumnul dat într-un perete în vestiarul de la Brașov, atunci când era foarte, foarte nervos la pauza unui meci, dacă țin bine minte, și așa și-a spart ceasul preferat, la dintele pe care și l-a scos tot de nervi la Timișoara, după o înfrângere greu de digerat, până la calmul absolut în pofida tuturor nervilor și a presiunilor și a telefoanelor primite în timpul meciului cu Hapoel Ierusalim, meciul care a însemnat calificarea în premieră în top 32, atunci când aveam opțiunea de a pierde la o diferență mică și totuși ne-am fi calificat, dar Dado s-a gândit doar la victorie. Întotdeauna a fost un învingător, a fost un om cu care știai că poți merge la război, poți merge până în pânzele albe, și tocmai de aceea a definit atât de bine mentalitatea pe care Asesoft a avut-o în basketul românesc. Mă bucur că au răspuns atât de mulți oameni dragi, nouă, invitații de a lăsa un mesaj pentru Dado, și asta înseamnă mult, pentru că știu că el și acum ne aude și știu că momentul în care acest clip se va încheia, iar dumneavoastră, probabil cu lacrimi în ochi, la fel ca și noi, veți aplauda și veți canta numele, știu că el de acolo, de sus, va zâmbi și își va dori cu siguranță ca noi să fim prieteni ai basketului, să rămânem aproape, să rămânem uniți, să fim o echipă adevărată, așa cum doar el a știut să construiască aici, în orașul nostru. Să fiți iubiți și la un moment dat pentru Dado, pentru Tony și pentru tot ceea ce Asesoft a însemnat. Ne vom întoarce!